În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnul să fie cu voi. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi această sală de sport și să-i ocrotești pe cei care vor practica aici sportul, pe cei care vor antrena, ca Domnul să îi întărească trupește și în același timp să le dea și puterea sufletească de a fi oameni buni ai societății în care trăim. Te rugăm să sfințești și să ne dai harurile de care avem nevoie pentru ca, dincolo de această cursă pământească, să învățăm să alergăm și după cele cerești prin Hristos Domnul nostru, Tatăl nostru. Ască se numele Tău. Da. Cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, iartă nouă, și noi iertăm. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea. Să ne rugăm. Te rugăm, Dumnezeule Atotputernic, să-L trimiți pe Îngerul Tău cel Sfânt, care să apere, să păzească, să ocrotească și să viziteze pe toți cei care vor folosi această sală de sport prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul să coboare asupra voastră în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Celebrarea s-a încheiat din partea mea. Vă doresc să o folosiți sănătoși. Stimați invitați, dragi elevi, stimați profesori, ne mândrim azi că reușim să dăm contur dorinței de a ajuta și încuraja tinerii din comunitatea noastră, tineri în mâinile cărora se află viitorul nostru, tineri care peste ani vor călăuzi alte generații, așa că este datoria noastră să îi educăm, să îi învățăm, să ducă o viață sănătoasă, activă, fiind toți conștienți de pericolele unei vieți sedentare care se datorează în primul rând statului în fața calculatorului, ori, din considerente financiare, mulți tineri doritori nu își pot permite să urmeze anumite antrenamente. În mod sigur, importanța exercițiilor fizice nu mai trebuie explicată. Oamenii știu cât de sănătos este să poți face mișcare și mulți cunosc deja foarte bine sentimentul de relaxare și poftă de viață care apare după un antrenament fizic. Această sală de sport vine în întâmpinarea tinerilor comunității noastre. Este suficient de încăpătoare. Este dotată cu toalete, cu chiuvete, cu apă curentă. Toate acestea însă nu ar fi prins contur fără implicarea domnului primar și echipei domniei sale și îi mulțumim pe această cale. Am dorit ca această realizare să fie o adevărată sărbătoare a comunității noastre, fiind o investiție în viitorul comunității și în viitorul tinerilor noștri. Direcțiunea Școlii Gimnaziale Pârjol vă mulțumește, domnule primar, și vă roagă să fiți atenți și pe voi, da, dragi copii, să fiți atenți la păstrarea acestui bun comun pentru a ne bucura împreună mulți ani de acum încolo de această sală de sport. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, Părinte Paroh, mulțumesc, Doamnei Directoare, mulțumesc pentru toți care sunteți prezenți aici astăzi. Mă bucur că am putut să termin o sală de sport aici în satul Pustiana, în curtea școlii care suntem acum, Pustiana, pentru voi, dragii mei, fiind astăzi și sărbătoare, dar cred că este mai mult sărbătoare fiindcă de ziua voastră, de ziua copilului, iată că se deschide sala de sport.
Sunteți bucuroși, da? Da! Bravo! Așa cum spunea și doamna directoare, să avem grijă de ea, curățenie, că este foarte greu să mai facem o asemenea clădire. Vă urez numai bine, să învățați bine, eu vin la voi de câte ori este nevoie, v-am promis 2 mingi, da? Vi le aduc eu. O zi frumoasă și mulțumesc tare mult! Acum, doamna directoare, vreau să dau, am un protocol aici de predare, primire. Noi, ca și primărie, predăm școlii această clădire, această sală de sport și, bineînțeles, care este a dumneavoastră. Haideți, doamna directoare! Aceasta este echipa din primărie, adică comisia din primărie, pentru protocolul de predare-primire. Am uitat să mai spun ceva. Mulțumesc și echipei pe care lucrez și aparatul meu de specialitate al primăriei. Le mulțumesc foarte mult. Au fost și sunt alături de mine pentru a duce toate proiectele care le am pentru acest sat și această comună. Vă mulțumesc!